Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu etalare pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Vârstă, tot etalare pentru decembrie 2021 și eventual și un pic din ianuarie anul viitor. În sfârșit am ajuns și la încheierea acestui an. Dragii mei, în timp ce am amestecat setul acesta de cărți, l-am împărțit în două, da, știți că e felul acela special de a împărți și apoi amesteca cărți. Și am văzut alege dragostea și dragostea adevărată. Uf. Unii dintre voi într-o vibrație, aveți în preajmă pe cineva care vă iubește cu adevărat sau iubiți voi cu adevărat, doar ori voi, ori cealaltă persoană trebuie să aleagă dragostea, adică nu e suficient să iubim, adică bine, este suficient să, da, trebuie să și alegem dragostea în viață, în general. Acum, hai să vedem, energia generală pentru decembrie 2021, Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Vărsător. Decembrie 2021, dragii mei, energia generală pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Vărsător. Energia generală. Energia generală pentru decembrie. Cu răbdare. Ah, sunt foarte grele. Energia generală pentru Vărsători. Vărsători. Ah! 5 de pământ. Și Regina de Foc. În general, nu-mi place să mă fixez pe semne, dar unii dintre voi aveți în preajmă Regele de Apă. Un personaj foarte pasional și emoțional, care și-ar dori să comunice cu voi. Vai! Simte că sunteți Mesagerul de Apă, Regina de Apă, Regele și Regina de Apă și Trei de Aer. Simte eventual cu Regele și Regina de Apă, pentru că există telepatie și conexiune emoțională între voi și cineva, simte că există o suferință în viața voastră, eventual. Trei de Aer, o dezamăgire. Sau dacă sunteți căsătoriți, căsătorite, simte că există o dezamăgire. Oricum, această regină de foc nu e obligatoriu să fie semn de foc. Deci nu e obligatoriu, poate să fie ascendent. Dar, orice ar fi pasional, își dorește să-și exploreze inima, sufletul și eventual să ofere din lumină. Să ofere inspirație. Că sunteți voi, că acest personaj, că e un personaj, veți vedea, vom vedea. Însă, leitmotivul este 5 de pământ, total opusul. 5 de pământ este, în general, un cuplu tradițional care are probleme provocat să crească, să se transforme, să se schimbe, să schimbe abordarea, să schimbe ceva. În primul rând, să fie mai creativ în interiorul cuplului și să fie mai aproape de Dumnezeu, mai aproape de lumină. Dar interesant că, vedeți și aici, personajul din imagine este cu spatele la lumină și cu mâna pe suflet, suferă. Și totuși, nu vede a cincea monedă, nu vede lumina, nu vede posibilitatea de a schimba ceva. Vedem. Că sunteți voi, că altcineva poate aveți probleme financiare. Dar aveți în spate susținerea divină. Dacă aveți probleme financiare, aveți susținerea divină. Eventual, poate să fie și lumina. Aici o lumină și aici o lumină, dar care vine din sufletul unui personaj care are multă pasiune și interes și dragoste emoțională, interes emoțional în sensul ăsta față de voi. Și-a dorit comunicarea, dar vedem. Aș vrea foarte mult să cred că această lumină o veți descoperi voi în voi. Pentru că 5 înseamnă schimbare prin creativitate. Regina de Foc înseamnă creativitate pentru mine. Și
descoperi lumina, descoperi și o dragoste specială și o împărtășiță altora, rămâne de văzut. În ce variantă, vărsătorilor, în ce variantă vreți să fiți? Hai să vedem. Hai să vedem astea. Mesaje de la înger pentru vărsători. Mesaje de la înger pentru vărsători. Încetiniți și like attract like. Probabil că trebuie să lăsați un pic lucrurile să se desfășoare. Să încetiniți un pic, să vă dați timpul la visare. Pentru că în mintea voastră deocamdată e un labirint. Trebuie să vă conectați la cele înalte. Labirint, aveți multe de făcut, nu știți cum să găsiți soluțiile, mai ales nu știți cum să găsiți sufletul pereche, dar dacă sunteți în stresul ăsta, cum să-l găsiți? E prin preajmă. Și suflete perechi, și flacărea geamănă, dar încetinind trebuie să vă iubiți și să generați, cum am zis mai devreme, să generați lumină, dragoste, să accesați sufletul vostru. Dacă dați cuiva un like, veți primi un like. Sau dacă dați două, trei, măcar unul, tot primi și voi, nu? Uneori poate trebuie să fim în exces, excesiv, da? În ofertă, ca să putem să primim o reacție. Dar, dacă vreți dragoste, trebuie să fiți doritori de a exprima această dragoste. Pentru că undeva e o problemă. Da? Posibil să fie două personaje diferite, pentru că și aici văd două situații, două personaje foarte diferite. Regina de foc ar fi doritoare să împărtășească din lumina sa. Like attracts like. Dar aici lucrurile încetinesc un pic. Până găsi soluții. Interesant. Dar încetiniți un pic, sunteți prea prinși în niște lucruri. Ia uite, limbajul dragostei. Cereți ajutorul dacă aveți niște probleme, limbajul financiar în special și de altă natură, relaționale. Și limbajul dragostei. Like attracts like, da? Trebuie să comunicăm. Cineva vrea să vorbească, ori voi vreți să vorbiți și ceilalți nu vor să vorbească. Știți cum e, variază. În funcție și de ascendentul vostru, de lună, de ce mai aveți și de educație, dragii mei, și de educație. Ia. Soare, lună, venă sau ascendentul în nord învărsător. O dată, decembrie 2021. De 2 ori. Și de 3 ori. Uite, familie. Vreți să manifestați stabilitate. Să treceți peste blocaje și să manifestați. Sau poate cineva vrea să manifeste stabilitate. După această perioadă de restricții și de blocaje. Și reguli. Spânzuratul. Of, slow down. Slow down. Vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă aici, peștișorii, da, flăcările gemene. Concentrați-vă pe lumina divină. Dați-vă timp să visați. Să dormiți. Pentru că prin vis, prin undele alfa, ajungem noi la alte dimensiuni și ne hrănim de acolo energetic. Da? Încetiniți un pic. În sufletul vostru, spânzuratul. Vedem ce ar putea să fie. Poate faceți prea multe sacrificii și trebuie să vedeți lucrurile. Să vă găsiți soarele interior. E un soare aici. Să vă găsiți soarele interior. Și asta doar prin conexiune cu divinitatea și asta, evident, conexiunea cu divinitatea se întâmplă în momentele de calm, de pace, de meditație, de rugăciune, de somn. E și casa 12-a necunoscutului, a somnului, a viselor. Provocarea este nouă de monede. Să fiți independenți. Dacă sunteți legați, vă simțiți legați, să fiți independenți. Să vă bucurați de ce ați realizat, nu să faceți sacrificii pentru unii, pentru alții. Aici este problema. Aici este spânzuratul. Dar relațiile în care vă sacrificați, nu vedeți lumina, trebuie să vă găsiți lumina interioară unei dintre voi. Provocarea poate cineva independent vă inspiră, că pentru mine nouă de monede, orice zodie ar fi, e persoană care inspiră. Dragoste reușită, încredere, creștere spirituală, expansiune pe toate direcțiile. În trecutul îndepărtat, 6 de bâte. Cineva cu planete în semn de foc. În semne de foc. Și asta înseamnă că e cineva cu Marte, în mod special, persoană pasională, plină de încredere. Poate să, care v-a atras atenția sau voi le-ați atras lor atenția. Victorie. Poate ați avut o victorie într-o privință, dar
de ce ați lăsat-o undeva în urmă și nu mai vedeți? Cu spânzuratul și 5 de bute nu mai vedeți. Nu știu de ce. Pentru că aici este, puteți să fiți chiar voi aici, dar să nu vă simțiți. Să simțiți că faceți prea multe eforturi, că stați pe loc și provocarea este să vă simțiți eliberați. În grădina voastră nu agățați de stâlpul infamii. 10 de bute. Aici este. Relația, contractul, legătura aceasta care vă obosește, în care împingeți, provocarea este să fiți independenți. Eventual 6 de bute, undeva cineva vă învață, vă arată, vă așteaptă independente ca să, noi, să creați un cuplu. Dar un cuplu de succes, un cuplu entuziast, nu, care trageți vai de capul vostru la jug amândoi, da? În viitor, 7 de cupe, opțiuni, vedem. În prezent, asul de cupe, ce frumos! O nouă dragoste sau o nouă posibilitate să vă vindecați sufletul, pentru că sufletul vostru stă acolo, e legat. E legat în necunoscut. Interesant. Simțiți că ceva necunoscut vă leagă și vă ține pe loc. Vă leagă de cineva, vă ține pe loc și nu puteți să vă extindeți. Poate să fie o karmă generațională. O karmă. Dar vindecați-vă, mergeți la biserică, împărtășiți-vă, țineți post. Asul de cupe. Ascultați-vă inima. Sfatul. Ia uite, preîmpărăteasa, împărăteasa. Fiți, crește spiritual, dragii mei. Like attracts like. Oferiți dragoste. Ia uite, și dragostea va veni. Cu cât oferiți, cu atât va veni. Posibil, unele sunteți mame. Și da, asta nu înseamnă că dacă sunteți mame, dragile mele, unele dintre voi, dacă sunteți mame, nu înseamnă că nu vă mai puteți bucura de viață, de dragoste, de creștere. Nu, nu are nicio legătură. N-are nicio legătură. Vine să strămut. Împărăteasa. Creșteți spiritual. Dar ca să ajungeți la împărăteasă, trebuie să treceți prin preîmpărăteasă. Să vă dezlegați. Da? Să vă bucurați de reușitele voastre, să fiți independente, să vorbiți cu spiritele, să aveți comunicări înalte, să vă extindeți. Și apoi veți ajunge la împărăteasa, la femeia divină. Exterior, 3 de monede. Ce ar putea să fie, se poate să însemne foarte mult. Colaborarea cu cineva sau v-ați întâlnit cu cineva, cineva în public v-a atras atenția și s-a rămas așa. Vedem ce ar putea să însemne. Ei independenți, atrăgând publicul aici sus pe soclu, voi în public, stând pe loc și trăgând la jug, muncind, pentru relație, pentru familie, pentru job, pentru X, pentru X2, da. Ia, uite, 5 de monede, de asta vă e frică, 5 de monede. De problemele de sănătate, de cuplu, de stagnare, de frig. De asta vă e teamă. Ce vă doriți? Un rege de bâte. Îmi plac gusturile voastre. Un rege de bâte, o persoană caldă, da? Pentru că vouă vă e teamă de frig și mie și am probleme cu frigul. Nu suport frigul, da? Deci aveți nevoie de o persoană caldă, pasională, plină de imaginație. Uitați-vă pe aici, da? Ar putea să fie și pe aici, dacă este un bărbat sau o persoană. În energia sa masculină și feminină ar putea, pentru că e creativ și aici înseamnă creativitate. Fiți creative ca să vă atrageți persoane creative, da? Ca să vă atrageți persoane ca voi, ca să înseamnă creativitate. Fiți creative. Dar trebuie să găsiți soluții, să vedeți lucrurile, nu soluții, lucrurile să le vedeți din altă perspectivă. Soarele este în voi, lumina este în voi. Și lumina voastră atrage oamenii.
Nu aștepta să vă salveze cineva, salvați-vă voi prin credință. Asta o spun tuturor. Nu știu ce spun alții, n-am timp să-i ascult pe alții, dar... E bine, 10 de spade. Că vă hotărâți să încheiați 10 de bâte, 10 de spade. Situații grele în viață, această stagnare, da? Sentimentul de trădare, că munciți fără rost, că munciți pentru cine nu vă apreciază, da? Poate 10 de bâte se reprezinte pe cineva care tot împinge în relație cu voi și n-are spor pentru că voi sunteți aici legați de necunoscut, de aici. Trebuie să vă regăsiți credința. 10 de spade, uf, vă păcăliți? Sper că nu. 4 de cupe, hai mă. Cineva v-a trădat. Clar, în dragoste v-a trădat. Și acum, ori vine o altă ofertă, asul de cupe, 4 de cupe, dar victorioasă, însă mare grijă, dragii mei, nu fiți defensivi, nu-i puneți păștea la zi pentru că ceilalți v-au trădat. Mare grijă. Cineva clar v-a trădat. Eu acum citesc pentru vărsători, nu pentru alte zodii. Dacă alte zodii ascultă la vărsători, este treaba lor. Dar vărsătorii au suferit o trădare, da? Uite, 5 de bâte. I-a lăsat cineva cu... Da. Un fric și în ceață. Dar, dragii mei, aici este... Înțelegerea, asul de spade și asul de cupe. Înțelegerea este că voi trebuie să vă vindecați, să vă protejați ce reușiți să faceți. Să vindecarea, reușitele, creșterea spirituală. Da? Dar să nu puneți blocaj la următoarele oferte. Da, e bine să vă dați timp să vă vindecați de trecutul acela, e bine, dar lăsați loc. Lăsați loc și noului, așa zic, lăsați loc, așa, printre. O să vină cineva să... 7 de bâte ar putea să vă cucerească, să încerce cineva să se lupte pentru voi. Pentru că vă doriți totuși un personaj care se luptă pentru voi, care vă protejează, care e cald. Dar lucrurile se dezvoltă greu, cu răbdare. 7 de monede, trebuie să aibă răbdare și persoana și voi, trebuie să vă vindecați. Degeaba are răbdare și consistență și insistență persoana dacă voi nu vă vindecați. Da, se vrea să mergeți mai departe. Va fi probabil că la anul. Da. Însă, cel mai important este că încheiați totuși acest an cu o înțelegere a unor lucruri, o ocazie pierdută din cauza unor autosabotări. Poate să fie și autosabotaj, să vă păcăliți voi în acel ciclu, 10 de spade, 10 de bâte, în care în acest sacrificiu, nu că trebuie, pentru că sunt mamă, sunt soție și trebuie să mă sacrific pentru familie. Da, bine, știți, eu nu zic că nu trebuie să fii consistent, că nu trebuie să fii alături de cei dragi, dar dacă asta e în detrimentul vostru, problema voastră. Aici este trezirea, păcălelea voastră și trezirea voastră. Și atunci regele de bâte nu înseamnă musai un bărbat. Evident că ar fi frumos să fie și un bărbat, doamnelor. Da, bine făcut. Plin de pasiune, de căldură, de ce vreți voi, creativitate și alte potențiale fizice. Dar regele de bâte ar trebui să vă reprezinte și pe voi energia voastră masculină, vindecând aceste 10 de spade, da, păcăleli, trădări și autosabotaje, repet, vindecând aceste lucruri prin credință, prin creștere spirituală, prin credință, printr-o nouă perspectivă, prin rugăciune, da, vindecând aceste lucruri, vă regăsiți independența,
Cum ajungeți voi la această independență? Prin energie, prin încredere, prin vitalitate, prin creație. Deci o energie masculină în care vă implicați, nu stați pe loc. Da? Nu stați legați, vă implicați. Și atunci ar putea să fie energia voastră masculină, dar nu vă implicați, nu munciți ca sclavul, dragii mei, acolo unde stați legați, nu. Vă implicați în vindecarea voastră, în reușitele voastre, în creșterea voastră spirituală și uite așa, da? Și eventual veți atrage oameni care văd acest lucru. Dar, repet, mare grijă, nu aștepta să vă salveze nimeni, pentru că nu este normal să vă salveze nimeni. Că nu avem nevoie nici de narcisiști, nici de victime, nici de salvatori, nu. Pe noi ne salvează doar Iisus Hristos, doar credința, doar Dumnezeu, sau eu știu ce aveți voi. 7 de cupe, aveți opțiuni. Da, poate prin aceste opțiuni aveți acest bărbat. Sau, eu știu ce o fie, poate nu-i bărbat, poate e femeie. Dar femeie creativă, puternică, care vă inspiră. Și atunci dacă vă inspiră, păi, ascultați! Hai să vedem. La capătul setului de cărți, judecată. Da, trebuie să renașteți. E un suflet pereche care e în preajma voastră. Dar apar detașări emoționale, apar blocaje și atunci lucrurile merg greu din cauza fricii. Da? Pentru că nu se alege. Nu s-a făcut alegerea corectă. Lucrurile se pot schimba, dar dacă alegem corect. Clarificăm spânzuratul. Odată. De două. Ia uite, moartea, puneți capăt acestor sacrificii, vindecați-vă, 9 și cu 10, găsiți-vă dragostea, stima față de voi și vine cavalerul, da? Like attracts like, voi oferiți amabilitate, emoții, alții vă oferă și mai mult, da? Transformați-vă sufletul. Renașteți, că am văzut judecata, da? Renașteți. Și aici e provocarea. 12-13, da? Clarificăm. 9 de monede odată. De 2. Uf, de 2 ori. Cavalerul de spade. Niște vești neașteptate. Sau, dacă nu sunt vești neașteptate, aceeași energie, pentru că moartea poate să vină și abrusc, da? Moartea, adică transformarea, încheierea, gata, v-ați săturat. V-ați săturat, da? Poate să fie și dorința voastră, o decizie bruscă, gata, vreau să fiu singură, singur, da? Cavalerul de spade. Nu, cineva? Cineva încearcă să aleagă dincolo de frici și să manifeste niște scuze, eventual, în viața voastră. Pentru că simte multă dragoste. Da, sunt niște probleme. Unul dintre voi este căsătorit și are obligații. Poate voi sunteți singuri și ei sunt blocați. Posibil și asta. Cavalerul de spade, mai am o carte. O dată. De două. Cineva vrea să treacă de blocaje. Da, puteți să fiți voi. Zic că vorbesc și din perspectivă personală, dar și relațională. Puteți să fiți voi. Gata, v-ați hotărât. Nu mai vreau blocaje. Vreau să rezist, vreau să stau în picioare. Nu vreau să fiu legat de acest băț, da? Că l-ați spânzurat. Nu mai vreau să fiu legat de acest băț. Cu legăturile care m-au legat, mă leg la cap ca să mă vindec. E o lecție, da? Și vreau să merg cu încredere, cu viteză, înspre reușită și independență, da? Eventual, dacă cineva vă inspiră, vedeți, amândoi se uită unul la celălalt. Posibil, oricineva renunță la blocaje și vrea să vină spre voi dacă vă inspirați, ori
Frumos ar fi să fiți dacă cineva vă inspiră la eliberare, că nouă înseamnă expansiune, mergeți. Spre zone mai calde. Ale, iau, de judecată. Da, cineva vrea să renască. Probabil că a fost o căsătorie toxică. Sau, da, pentru unii posibil o căsătorie toxică. Ce am vrea? Căsătorie toxică, dar pentru alții este o senzație de intoxicare emoțională. Deci cineva simte atâtea emoții că nu mai te simte nevoia să vină și să vorbească și să renască o situație. 6 de bute. Iată. De 2 ori. De 3 ori. Nu, mai amestec o dată. 6 de bute o dată. De 2 ori. De 3 ori. Ia uite. E o persoană care, da, atrage atenția. Dar din niște motive vine foarte precaută cu voi. E precaută cu voi. Cavalerul de monede și 6 de bute. Lucrurile, cu alte cuvinte, se construiesc greu pentru că trebuie vindecat ceva. Trebuie vindecat ceva. Trebuie să se ajungă, unul dintre voi să ajungă la dragoste față de celălalt. Da? Există o atitudine defensivă din cauza unei familii. Aveți impresia, poate unul dintre voi, că sunteți manipulat, știți cum e. Sunt impresii uneori, poate sunt și reale, pentru că apare totuși ceva. Nesigur sau... lipsit de curaj. Poate că aveți două persoane, unul care vine foarte încet și altul care e mai glamuros, mai pasional, posibil și asta, înspre... Interesant ce simt. Dacă aveți de-a face cu un personaj care atrage atenția cu 6 de bătăi și steaua, posibil acesta vine mai precaut pentru că are niște motive, ori are niște chestiuni, o viață publică și atunci trebuie să fie precaut în felul în care își exprimă emoțiile, chiar dacă simte multe emoții față de voi. Trebuie să-și aleagă abordarea ca să nu poată, să nu fie înțeles greșit, să o înțeleasă greșit. Pentru unii, nu știu pentru cine zic, dar pentru cineva zic, da? 10 de bute. Posibil, ori două persoane, ori persoană, v-am zis, care atrage atenția și atunci trebuie să fie un pic mai selectivă în felul în care se poartă ca să să transmită seriozitate. Clarificăm 10 de bute odată. De 2 ori. De 3 ori. Ia uite, regina de cupe. Rege de spade. Cineva vă iubește foarte mult cu regina de cupe și 10 de bute. Se consumă de atâta dragoste. Am zis mai devreme diavolul și 10 de cupe, dar se consumă de atâta dragoste. Însă mai are și alte responsabilități. Eventual ar vrea să vină să comunice, să facă dreptate, să exprime lucruri pe care nu le-a exprimat până acum, dar până acum pentru că s-a temperat, pentru că a trebuit să renască și să vindece de niște energii toxice. Dacă sunteți voi, pentru că e semn de aer, deși nu obligatoriu, vedeți. Dar e o dragoste care consumă din cauza că sunt neîncheiate niște cicluri nerezolvate, nevindecate. Dar bănuiesc că în această perioadă, cu moartea, da? Se pune capăt și se renaște. Se pune capăt sacrificiilor și stagnărilor. Clarificăm asul de cupe o dată, de două ori, de trei ori. Aute 7 de monede. În primul rând, vindecați-vă că sunteți încetiniți un pic, încetiniți.
Dați-vă timp de vindecare, pentru că sunteți cam obosiți cu 7 de monede, lucrați prea mult și ați obosit. Dați-vă timp de vindecare, mai beți un pic de apă, hidratați-vă, da? Mâncați corect, vindecați-vă. Acum, pentru unii ar putea să vină o dragoste pe care ți-a așteptat-o. Să vină o dragoste, posibil. Ia uite. Poate că ați intuit-o, ați simțit-o, ați simțit că trebuie să apară, dar unul dintre voi trebuie să-și facă curaj pentru această întâlnire, pentru această dragoste. Da, unul s-a detașat, dar pe toate căile, celălalt a sperat și s-a luptat să mențină o anumită energie, sau mai bine zis, o anumită vibrație, like attracts like, vibrație optimistă. Mai dăm o carte pentru prezent odată. Prezent poate să fie și central la zi de ăsta. 2, 3 ori. Ce e aici? Uite, 6 de cupe. Iar împăcare cu cineva după o lungă așteptare. O dragoste care v-a pus în stand-by. A trebuit să așteptați pentru această dragoste. Și acum vine cineva, cavalerul de spade, să se împace cu voi. Ați stagnat! Țineți la cineva. Uite, probabil persoana aici. Țineți dragostea asta. Țineți la cineva care v-a pus în așteptare. Dar v-a pus în așteptare pentru că și au niște probleme. Că așa se întâmplă. Da, după cum vedeți, interesant, și ei au ocolit dragostea. Că e ușor să zici de cineva că e mincinos. Foarte ușor. Dar poate că reacțiile pe care le au, și chiar dacă ni se par nesănătoase sau anormale, le au datorită educației și a altor probleme din viața lor. Acest personaj a refuzat într-adevăr dragostea ca să se ducă tot acolo la 10 de spade. Și aici este autosabotaj. Da? S-a păcălit. Nu neapărat că va răni pe voi, nu. S-a păcălit singur. Și aici este cine a făcut acest lucru. Acum vede lucrurile dintr-o nouă perspectivă, spânzuratul. Da? Vede lucrurile corect. Că sunteți voi, că e altcineva. Acest personaj care vine în prezent, vine asul de cupe, ceva nou, da? Și vine cineva cu flori, cu, eu știu ce, ciocolată, cadouțe, ceva, da? Vrea să renească legătura, o legătură frumoasă și să lase în urmă acest diavol. Pe de altă parte, știți ce se lase? Tendința toxică. Diavolul înseamnă printre foarte multe și frica de fericire și obsesia de a fi cu cineva, dar te gândești, dar de ce vreau să fiu așa? De ce sunt atât de obsedat sau obsedată să fiu cu cineva? Nu cumva e o energie toxică, în ce sens egoistă? Și aici trebuie să se transforme persoana. Dacă eu vreau un om, bărbat, femeie, doar pentru mine, atunci manifest diavolul. Dacă vreau ca să creezi ceva, să oferi dragoste, să creezi ceva, atunci este un cuplu, da? În armonie. Tăcări gemene, suflete perechi, care au o misiune, da? Clarificăm împărăteasa o dată. Uf, mai de două ori. 3 ori. 10 de cupe. Eu am văzut și diavolul la un moment dat, da. Bucurați-vă de relațiile frumoase, bucurați-vă de dragostea din jur, de copii, de cuplul. Bucurați-vă. Bucurați-vă, sperați 10 de cupe, pentru mine și speranță. Da, dacă sunteți mame, bucurați-vă cu copiii de sărbătoare. Însă am simțit și diavolul. Am simțit și diavolul pe acolo prin preajmă, în timp ce am amestecat. Mai dăm o carte. O dată. Ia. Două ori. Măi, dar cum sar cărțile. Am văzut turnul. A venit o chestie neașteptată de trei ori. Ia uite-l. Cum vine. Da, cineva vrea să muncească. Simte multă dragoste. Vrea stabilitate. Este trezit. Interesant, trezit. Spiritual se trezește la o nouă perspectivă, la credință, vrea să se implice, să muncească. Da. Acum, puteți să fiți voi
treziți la dragoste față de voi, la echilibru emoțional, la dorința de a vă transforma viața, transformare practică spre spiritualitate. Este finalul acestui an 5, acesta magnific, la care unii ar trebui să ajungă, dacă s-a fost sub vibrație de 5. E o trezire pentru unii dintre voi. Treziți-vă la... Treziți-vă la realitate, lăsați să se dărâme, să renunțați la sacrificii, să se dărâme construcția veche, ca să, ia și aici o construcție, da? Ca să manifestați creștere spirituală, femeia divină, da? Energia feminină divină, dragoste divină. Și 10 de cupe, îndrăzniți să aveți acest ideal. Ca un trăsnet. Bine. Interesant. Într-un mod neașteptat. Într-un mod neașteptat. Cineva renunță la visare ca să materializeze. Ca să materializeze această legătură spirituală. Bine. Clarificăm 3 de monede. O dată. De 2 ori. De 3 ori. 9 de cupe. Iar. Da, din exterior, cineva vă iubește foarte mult, dar vrea să renască judecata, judecă lucrurile altfel, vrea să colaborați. Dacă a fost un 3-3-3, vedeți. Însă posibil să fie doar munca în anumite situații, acel 3. Vedem o carte pe 9 de cupe, o dată și 3 de monede, de 2 ori, de 3 ori. Da. Vrea să pună bază. Iar cineva vrea să vină. Vrea să vină să construiască, să vă împăcați, să construiască, pentru că simte emoții profunde, simte că sunteți visul lor. Regina de bute. Vrea să fie de la zero. Vrea să manifeste acest zero. Ia uite. Dacă voi ați fost defensivi, unul care a fost defensiv a fost pentru că a trebuit să vindece niște frici. Frica de a merge mai departe, frica de a comunica, frica de a fi vulnerabil, da? De a fi gol în fața celuilalt. Ce nu vorbesc, nu să ai de fizic, poți să fii gol când exprimi trecutul, adicțiile, fricile, dependențele, da? Oricum, cineva, regina de bute, ci vă și regile de bute, da? Ar vrea să vă cucerească, ar vrea să vină înspre voi. Se simte atras de voi. Clarificăm 5 de monede. Tăcerea asta dintre voi care încă vibrează o dată. De 2 ori. De 3 ori. Ia uite. Tăcerea este și din cauza defensivității, am zis corect, unuia dintre voi. A zidurile pe care le-ați spus. Să nu se vadă, să nu vadă lumea că voi de fapt aveți niște lipsuri acasă, financiare sau, știți, dacă sunteți într-un cuplu, ați spus ziduri și ați încercat să fiți mai bătăioși sau mai agresivi, unii dintre voi sau altă persoană, ca să nu se vadă că au probleme sau că aveți voi probleme în cuplu, știți cum e. Nu, că totul e bine la noi acasă și când colo e vază. Scuzați-mi expresia. Da, 7 de bute e defensiv, creează ziduri, se bate cu toată lumea din cauza că se simte singur, interesant, se simte abandonat. Uf, aici era frica, frica de abandon, și din cauza că vei frică că veți fi abandonați într-un fel sau altul, unii dintre voi, nu toți, vedeți unde sunteți, e o frică a voastră sau a cuiva, poate ei sunt înfricoșați. Și nu știți dacă merită să vă luptați pentru ei. Vedeți unde sunteți. Pentru că sunt cărți, câte 2-3 la fiecare poziție și pot să vă reprezinte și pe voi și pe altă persoană. Pe de altă parte, alt mesaj în plus. Da? Pe de altă parte, e o frică. Mai merită să mă lupt pentru un cuplu în care sunt singur, singură? Și cuplul acesta poate să fie și, să zic, copiii, da? Poate să fie și colaboratorii, oricine poate fi. Da, e o situație, un cuplu care scârție, da? Mai merită să mă lupt.
Să merg prin frig, că pot să intru înăuntru la căldură? 5, da? 5, numărul acestui an. Și atunci, am zis, acest an ar trebui să se termine cu mare proiect. Credința, conexiunea la spiritualitate. De ce să separ oamenii? Unii, apropo de separație, scuzați-mă, nu vreau să fac politică, dar aici este frică. De ce unii oameni au voie să intre și alții n-au voie să intre? Pentru că încă nu s-a intrat în creștere spirituală. Pentru cine are urechi de auzit. Ne putem proteja altfel de orice vine în preajma noastră, dar nu putem să punem granițe unora. Însă, cei care pun granițe ne provoacă să creștem spiritual. Vorbesc mai cu substrat pentru cine are urechi de auzit. Da? Da, poate și un copil, poate sunt niște chestiuni care țin de acte. Ia uite, regele, regina de monede, care nu sunt eu, stau spate în spate. Ia uitați. Apropo de cuplu, 5 de monede. E tăcere. Uf, e tăcere. Poate și un avocat, niște acte. Pentru copil. Pentru copil. Puf, regele de bâte. O dată. De două ori. De trei ori. Ia uite, regele de cupe. Poet. Scriitor. Creativ. Romantic. Asta vă doriți, să vină cineva. Mai puțin bărbați care sunt romantici, dar ori mai fi ultimul romantic pentru voi. Da. Pentru voi, pentru noi, că și eu am planete învărsător. Da, iau pe regele de spade. Care a ținut, un personaj care a ținut secret. A încercat să fie mai distant, a ținut secret această pasiune. Poate sunteți voi care nu vreți să arătați că vă e drag, că vă atrage, posibil și asta. Însă, de fapt, știți, una e ce arătăm și alta este ce ne dorim, pentru că asta e poziția dorințelor. Vă doriți, într-adevăr. Ceva frumos, romantic. Nu că la 5 de monede, normal că dorești. Uite, regina de foc și regele de apă, adică apă și foc, emoții și pasiune, normal, și cuvântare, adică, da, valetul de aer, cuvântare, să vă vorbească cineva, să vă inspire, eventual, dacă voi nu știți, să vă inspire cineva, dar știu că vărsători care știu să exprime atât de frumos. Da, am o prietenă cu care mi-am făcut ilustrația la o carte de poezii foarte frumoasă, v-am citit și vouă cândva câteva. Da, mai am o altă poetă, prietenă, care și ea scrie foarte frumos, vărsătoare, cu Venus în săgetător, dacă nu mă înșel. Da, foarte frumos scrie și ea, se exprimă frumos. De-aia zic, depinde de la om la om. Da. Și știu că are în preajmă pe cineva, mare scriitor și mare poet, da, care a inspirat-o și a susținut-o, semn de foc, da. Nu știu, o paralelă, dar doriți-vă să fiți voi așa și veți atrage oameni. Like attracts like. Fiți voi aici împărătese și veți atrage împărați, regi și regine. Da? Frumos. Clarificăm eu 7 de cupe. O dată. De două ori. Uf. De trei ori. Băi! Astfel de monede, aveți o posibilitate. La distanță vine cineva să vă ofere ceva, dintre toate opțiunile, oamenii, cunoștințele, ce ori mai fi, vine cineva, pe ori comunicați online și vă propune să faceți un proiect și vă veți implica într-un fel sau altul și va fi ok proiectul ăla lansat, cum vrea prietena mea în ianuarie. Nu, nu în ianuarie, greșesc. La anul, da? La anul vrea să lanseze o carte, da? Carte, poezie, emoții, da? Cuvântare, prezentări de carte, lansări, da? Dau exemple, știți? Dar va fi bine. Dintre toate opțiunile care sunt, sau mai bine zis, ieșiți din confuzii și treceți iar în acțiune energia masculină ca să materializați în practic reușite. Aia, aveți aș, măi, câți aș aveți? De cupe, de spade, de monede. Nu să faceți și bani, o să fie bine?
Poate vin, da, fiți atenți, bani online, mare grijă, gândiți-vă, dacă aveți probleme financiare, gândiți-vă cum să faceți bani online. Mulțumesc de inspirație, să mă gândesc și eu. Dar aveți o colaborare cu cineva, veți avea o colaborare cu cineva sau sufletul pereche, varianta cea mai frumoasă dintre cele mai multe interpretări, sufletul pereche, comunicare cu cineva drag, iar comunicare cu cineva drag, pasiune și emoție, da? Cineva care vă înțelege, e telepatie, vă simte, da? Și eu te dă 6 de cupe, da? După care asta va crea o colaborare, am senzația. Acum, 10 de spade. 10 de spade. Ce reușiți să faceți odată? De 2 ori. Și eu trebuie să mă duc la o masă. Ia regele, regina de bâte, lăsați. Uf, unii dintre voi trebuie să vă vindecați de persoană. În primul rând trebuie să vă găsiți încrederea. Da, clar că trebuie să vă vindecați o persoană care v-a trădat, egoistă, dar, în primul și în primul rând, a zis, cum a zis, măi, are legătură, regele de putere. Fiți voi plini de încredere și creativi și veți atrage oameni ca voi. Lăsați în urmă, doamnelor, în mod special. Sunteți atât de, sunteți înfloritoare dacă vreți, da? Dar lăsați sentimentul de trădare, de durere, de suferință. Ia, fiți puternice! Fiți puternice, detașați-vă de apele tulburi, clarificăm 7 de spade. O dată, de 2 ori, de 3 ori. Pentru unii dintre voi, posibil cineva, vedem. Are senzația că voi sunteți confuzi emoțional. Și vrea să se vindece, posibil foarte mult. Așa simt pentru unii dintre voi. Un personaj care a avut multă pasiune, dar se simte trădat pentru că ori voi, ori altcineva, nu știu exact, pentru că etalare colectivă de azi, nu știu, nu e etalare personală, este colectivă, dar simt în acest context că poate regina de bute vrea să pună capăt. Și regina de bute ar putea să fie alt personaj, da? Vedeți. Vedeți. Să pună capăt trădărilor. Pentru că au fost frici neexprimate. Da, ia uite, soarele. Posibil cineva a așteptat foarte mult. Speră în continuare din cauza unui trio. Hai să vedem. Dar de ce să apară în etalarea voastră? Eu totuși vreau să vorbesc despre voi, dar e posibil să apară... Și alte persoane. Fiți atenți. Deci aici este un mesaj referitor la altă persoană care se simte trădată de voi sau a obosit. Posibil și asta. Da, e un mesaj în plus. Clarificăm 4 de cupe. O dată. De 2 ori. De 3 ori. Iau 4 de cupe. 2 de spade. Sunt conflicte acasă, domnilor. Conflicte acasă. Cineva blochează această ofertă, sper că nu voi. Asul de spade, aș vrea foarte mult să văd ce e cu asul de spade. O dată. De 2 ori. De 3 ori. Ia o tregere de cupe. Vine totuși o victorie, o înțelegere a iubirii necondiționate, a unei iubiri. Să sperăm că această regină de bâte nu se eliberează de voi, se eliberează de altcineva. Dacă sunteți voi ca energii feminine, da, e ok, vă eliberați. De frici, de autosabotaj, da? Și înțelegeți de fapt ce e dragoste, că cineva v-a iubit sau că vă iubește,
Da? Chiar dacă ați blocat această dragoste sau voi sau ei. E înțelegere. Da? Înțelegere și dorința de vindecare, cum am văzut mai devreme. Și șase de cupe și asul de cupe. Sper să nu dați cu piciorul la dragoste. Pentru că vine asul de cupe și vine cineva să le împace. Mai dăm o carte pe acest... Vine cineva să împace, să muncească. După ce și-a făcut griji într-o... Încurcate sunt căile Domnului și cu cât scot mai multe clarificări, cu atât poveștile devin și mai complicate și mai complexe. Dăm pe 2 de spade odată. De 2 ori cu o carte. De 3 ori. Conflicte acasă. Iar legătura asta, spânzuratul, 8 de spade. Dragii mei, sper să nu blocați dragostea în viața voastră. Să nu pierdeți ocazia. Și uite, așa am târziu la masă, dar nu contează. Mai dăm o carte pe 9 de spade. Odată. Aici trebuie să vă vindecați și să vă regăsiți puterea în credință. Deci, Marele Preot, judecata Îngerii, comunicarea cu Îngerii, echilibru emoțional, puterea, aici trebuie să vă regăsiți voi, dragile și dragii mei. Pentru că aici este dreptatea și înțelegerea la care trebuie să ajungeți și cineva, repet, vă inspiră. Posibil să vină cineva să se împace cu voi. Dragii mei, eu zic, fantastic, era să zic fac. Dar nu-i frumos. Că fac etalări cât pot și eu de complexe. Aici nu-mi place luna și cu 7 de spade. Veți fi pus să alegeți între problemele de acasă și dorința de împăcare a cuiva. Sau nu o dragoste. Eu așa simt, pentru că e în viitor ce reușiți să faceți. Și totuși a venit, după această carte, a venit asul de spade și regele de cupe. Eu zic că o să alegeți dragostea totuși. O să înțelegeți. O să înțelegeți. Acolo unde v-ați făcut voi griji, a fost doar confuzie și autosabotaj. Da? Pentru că acestea vin undeva, da? 7 de spade a fost înaintea de 4 de cupe, da? Cineva a fugit de dragoste din cauza unor confuzii. Da? 10 de spade, aici este. E complicat, vom trăi și vom vedea, însă, dragii mei, din tot sufletul. Dați-vă șansa la dragoste, la creativitate, pentru că uitați în viitor, opțiunile pe care le aveți, puteți să începeți ceva nou, stabil, cu pasiune, cu interes, iau-te. Și aveți un as de spate și regele de cupe. Da. Eu zic că dacă sunteți în vibrație înaltă, cum e și sfatul, ca un trăsnet va veni și fericirea, bucuria. Sau un moment frumos în care vă puteți bucura. Chiar dacă poate nu durează, dar măcar mai avem și momente de astea. Cam atât, e frumos. Dar ca orice viață de om, este complicată și depinde foarte mult de alegerile personale. Iar această etalare este colectivă și generală, chiar dacă încerc eu să caut detalii și clarificări. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, vă pup, sărbători fericite! Fericite! Da? Pa, pa!